faci odată. Mai că aveam și o bulan de aia cu cioc. Dansa și o bulanică, dormeam în camera aia de la mijloc și aveam de ăsta, cum se cheamă, tavan de la de lemn. Când era o nuntă de aia de șobulan, nu puteai să dormi. Moară tăicuța mea, dacă era așa normal, mai alergau șobulanii pe acolo, mai am văzut viața mea șobulan cu cioc, uite așa, 2 metri și cu cioc. Dacă era vreo nuntă de șobulan, vreun botez, ceva de șobulan, nu puteai. Nu puteai, tata, mâncați și pula ta să stai acolo. Făcea o horă șobulan, aia de te scădea țărâna în cap, și plus la cap, scădea bucăți de lemn în cap, n-aveai cum. Tu ți-ai seama, 2 kg un șobulan de la pula mea, trimitea mama aia pisica, venea pisica, mâncați și pula ta jumulită și că era găină. Venea pisica, îi curgeau lacrimi, așa să moară familia mea și stătea așa de cap. Ce ai făcut, tata? Ai reușit? Nu. Nu se poate. Ce ai făcut? Mi-a dat cu pumnul să mă arăt, ieșea pisica, ce să... Dacă mai ieșea? Începea dansa o hură de nea pe tavan. Joacă, striga și polanul pentru Miri, pentru alea, venea lăutarii, dătea ce să... Scădea în cap toatele. Ești nebun la cap. Și a făcut mama aia o soluție finală. M-am uitat eu pe-n curte, mâncat și poate am văzut așa greu de ăla roz, așa. Zic, mă, ce pula mea asta? E nou trend de roz? E la fashion, e greu fashion ăsta, de unde pula? În Transnistria, de unde pula mea a venit greu ăsta? I-am zis că ăsta e fashion, mâncați și pula tăi, mamaia pink purple. Dă orez la, dă greu la găini, pink purple, să moară familia. A, da, mâncați și pula ta pe curte, pe acolo, pe unde stătea noi peste tot, să scape de șobolan, a murit toate animalele în curte. Soluția finală, mâncați și pula ta. A murit și câinii, a murit și pisica, a murit și câinii la vecin, și găinii, a murit toată lumea, a murit toți. Și șobolanii dansau cu greu între din să moară familia mea, dacă te minte. Făceau horă sus la mine acolo în cameră. A murit toată lumea, a murit să moară familia, a murit tot satul. A, da, mama, a murit toți, și pe ăsta a murit toată lumea. Toți, a murit toți, toți, suntem morți toți. De undeva mai povestea, a murit toți de la greu, la gri, roz. Toată lumea a murit mâncați și plătă. Suntem morți toți, morți. La revedere. N-ai mai zis povestea asta. Păi am mai zis-o că e adevărată să moară familia, ne-a norocit pe toți. A distrus. Dar... Am făcut aseară niște paste, mi s-a făcut să poftă de paste, știți? Și aveam căcat paste, alea n-au fost paste ce am făcut eu, că am cumpărat de-alea, borcan de la cu de-alea deja făcut, știi? Scria paste boloneze, știi? Suc de la sus, de la doroși, cu chestii în el. Și m-am apucat, am făcut paste din mâncață și am pus sosul ăla, șecrezi, era baza la paste boloneze, baza, doar sosul, baza, n-avea carne sau ceva. Și am mâncat așa, ce dracu să... Bulion direct. Mâncam așa și pronunțeam dracu în gură așa. E bun, dar e bun ăla care are bucăți de carne, gen, carne tocată. Îmi place foarte mult ciorba de burtă și nu o fac niciun nici mai. Și cred că o să învăț să fac ciorba de burtă curând, că nu se mai poate. Nu se mai poate. Bă, ciorba de burtă pentru mine e minune, bună, rău, și înainte dacă o vedeam, nu sunt miros, dacă o vedeam, vomitam. Și acum o mănânc de nebunesc. Și am mâncat-o cât am stat în zona de curtea Darge și în partea aia, îi apun gogoșar de aia murați, niște usturoi de alea nebune. Deci ce fac aia acolo nebune? Toți morții, mă, de viață. Deci ce fac aia acolo? Nebunii. Trebuie să o faci ca lumea pe aia zi, cu coada de vacă, cu coada de vacă, cu alea, cu oase, să o faci ca lumea, știi? Nu iei de-aia prefiertă și ai băgat coadă de vacă, frumos, tot ce trebuie. Mama, bucătăreasă, mama gătește. Am pus-o pe mama să facă ciorbă de burtă. Pe sufletul lui tata s-a dus direct la măcelărie, a luat burtă direct. Când a fiert burta aia, să moară măicuța mea, asta e dat. Dar cu câți ani? Mult. Aveam 18 ani, mult de tot. Bă, mirosea, deci era vecinii cu mască de aia de gaze de pe vremuri, de la Cernobâl. A băligar, mirosea, n-a putut, a ieșit tot blocul afară, bă, murei, 3 scări au ieșit afară, nu puteai să stai în casa, băligar, toți cu măști de alea de gaze, nu puteai să stai, murei. Deci un miros de băligar. Eu am crezut că a fiert prima dată mama băligarul și după aia a dat drumul. Hai să mâncați. De exemplu, tata nu mănâncă, era să zic tata nu mănâncă băligar, să mă refer. Tata nu mănâncă gen ciorbă de burtă, nu bea lapte deloc, nu mănâncă brânză, cașcaval astea. Tata a fost născut prematur la 6 luni, mi se pare.
Și l-am dopat mamaia cu lapte, cu brăzeturi, cu astea. Tata, dacă vede lapte, vomit. Nu mănâncă, taică, nu mănâncă lapte, nu bea, nu mănâncă, nu bea lapte, nu mănâncă brânză, nu mănâncă nimic. Ce e lactate, nimic, nimic, nimic. Nimic, nimic cu aia. Să mure dacă vomit. Deci eu nu l-am văzut pe tata, deci... Eu nu l-am văzut pe tata niciodată să mănânce lactate. Nu mănâncă cu aia, nu mănâncă deloc, deloc, deloc. Și pe baza la asta s-a gătit în casă. Și vă dați seama, fără lactate, fără nimic, orice ține. De exemplu, moartea mea. 2,5 litri de sana de aia. Mămăligă așa, făcută mămăligă, pusă în castron bucăți mămăligă așa și toarnă sana peste ei, mămăligă aia. Și mănânc de mori, mănânc. Câte 2 castroane de aia mănânc. 2 kg de mămăligă și toarnă așa sana peste mămăligă aia. Mămăligă aia fiartă sana la rece, o minunăție, mănânci de mori. Mănânci de mori, mănânci. Mănânci. Mai bine o bere, merge și berea. A să nu lăsăm acurși. Deci și berea să moară familia mea. E și berea la locul ei. Timișoara de aia de 2,5 litri, băută jumate, lăsată 20 de în frigider. Și un pic deschis așa. Miroase frigiderul a borhot, a moroi, a bodegă. Când deschizi frigiderul, morți. Așa făcea tata. Bea o stică de aia de Timișoara la 2,5, bea jumate de nea și lăsa un pic așa deschis. Mureai și când deschidea frigiderul, mureai. Dărâma, te dărâma, bodegă, direct te dărâma. Tocăniță cea mai bună, bă, frate, eu am fost crescut într-o casă în care nu aveai dreptul ăsta de a zice azi ce mănânci? Mănânci șnițele cu cartofi prăjiți sau mănânci ce vrei să mănânci? La noi se face azi pilaf, pilaf mâncai mâncața și curat. Marți ce mâncai? Pilaf, că era de luni, tată. Ciorbă se făcea, nu se mânca până vineri, se dătea în fiert. Să făcea o oală de aia de ciorbă așa și să dăteam clocoteală și vineri mâncam de ciorba aia. Că să dătea o clocotea și pe aia o mâncam. Așa a fost, eu așa am fost crescut, frate. Că mama era plecată, tata era plecat mereu și așa mâncam. Era ciorba aia clocotită aia după 5 zile când o clocotea, ciorba a morții, a moarte miroase. A moarte să moară mama dacă te vine. Eu am mâncat mămăligă cu lapte, cu lapte un ceaun odată, e bun rău de tot, e bun rău. E bun rău de tot. Mamă, îmi place rău de tot. Bă, mie îmi place, Tiberiu și Cunii, eu sunt crescut, nu știu dacă știți, la Clejani. E pe aici, pe lângă București cumva, dar e la țară, țară, țară. Și de-aia sunt eu așa cum sunt eu, așa mai simplu, așa că eu sunt crescut la țară. La mine venea mamaia, face ce vrei să mănânci. Acolo, da, mamaia mă răsfăța. Și se ducea la din curte, bă, și-a cuțimit. Gogoșarul la verde, ardeiul la verde așa. Roșii tot de la noi din solar, brânză de la noi cu tare. Prăjea cartofii aia doar în stilul ei, nu mai poate să facă nimeni cartofii. De să mor, eu am mâncat cartofi peste tot. Nimeni nu reușește să facă cartofii cum îi făcea mamaia cu ei. Făcea așa mari, gen wedges, așa wedges, știi? Dar nu știu, stilul ei. Bă, și mâncai, aveam o viță de aia de vie. Uite așa peste tot o viță de aia de vie și acum. Am făcut să merg de la mine de la țară. O boltă de aia de vie așa, cu masa așa de lemn în curte, mirosul ăla de țară așa, animalii pe în curte, găinii, toate alea. Nu știu, bă, nu, aș da experiența asta să moară familia mea pe o masă la Paris de 100 de milioane. Experiența de la țară la masă, cu experiența de 100 de milioane o masă la Paris. Brânza aia de la țară, cu cartofii aia, cu toate, n-aș da pe nimic, pe nicio mâncare de lume. Pă nicio mâncare, ești nebun la cap. Pă nicio mâncare de nume n-aș da ce. Făcea mama aia acolo. Nu știu, mai avea stilul ei de fapt. La țară, cum se făcea la țară. Și a fost și mai... mama aia a fost așa mai, cum să zic, mai credincioasă. Și avea mereu, făcea de post mâncare, făcea... Să mânca pește, să mânca pește. A, păi la mine, să ținea post la mine și la mama și la tată. A, păi ce post să moară familia. Fasole cu ciolan. Mă, cam două luni de zile mai fasole cu ciolan făcea tata beat. Să pune, fierbea fasolea, ia uite. Fierbea fasolea, uita să mai schimbe apa. Pula mea de 4-5 ori, ce s-o mai... devenit dulce. O schimba odată, adormea, ia uite, să moară mama dacă te uite așa era cu paharul în mână, uite așa doarme. Să-mi ba pula dacă, uite așa doarme. Dormea,
Fierbea fasolea aia în pula mea, sucea toată apa din ea, s-a ardea fasolea aia. Mă ducea la Elician, tată, vezi că a dormit, n-ai treabă cu el. Mai dormea o dată, mai dormea două ore. Și după aia făcea ciorba aia și mâncai, tată. Te căcai. Mâncai ciorbă, te căcai în același timp. Te durea stomacul, te durea. Ei. Bă, dracu, era bună rău de tot la gust. Bună rău, nu? Bă, bună rău de tot. Dar bă, în timp ce mâncai, te căcai, mă, să moară, mă, că n-aveai cum. Te durea stomacul. Nu puteai să ieși afară din casă să moară tata dacă te mai să duci, venea, mă suna cineva, Imogene, hai afară, nu pot, că am mâncat ciorbă de fasole azi. Am mâncat mâncărică de fasole, nu pot să mănânc, nu pot să ies afară, de ce? Că mă cac, ești prost. Două, trei zile nu pot să ies. Păi tata, nu pot să ies, dacă ajung până la limba cap pe mine, ești prost, nu mă cac pe mine direct. Bă, păi tata, să, dacă vrei, stă la bloc, mă ia căcarea, oricum liftul repede, mă cac, n-avem unde să plecăm în altă parte. Mă cac pe mine, ești prost, n-am nicio șansă. La revedere. La revedere să moară dacă te mint. Și de asta cum e la țară, ia uite. Făcut de cârnați, șuncă, șunca fumată, fără șunca fumată la mine în familie niciodată. Cârnați afumați, șunca fumată, tobă, cartaboși, cutare și mâncarea făcută de mama aia, ciorbă de bureți. Aia au mâncat cavalerii, Teutun, că venea din Ierusalim, ăia din Anglia, cavalerii. Aia n-aveai cum să o n-aveai, tată, n-ai nicio șansă să o mănânci pe aia. Făcută din plămâni, făcută din organe de-alea. Făcea ciorbă mama aia, uite așa făcea, cu ciomac de ăla. Deci că făcea pe fetițele Powerpuff Girls. Bă, mureai, mă, mureai animalii din curte când făcea ciorba aia, dă-o pula mea de ciorbă. Mureai animalii, că dea vaca de picioare pe parte, mureai animalii. Venea la vecini, a murit vaca, de ce a murit? Iar a făcut aia ciorbă de bureți. Că de animale de picioare, n-aveai mult, puteai să... Ciorbă de conducte. N-aveai, tată, cum să trătești de aia. Și m-a dus pe mine odată la femeia aia, v-am mai zis? M-a dus mama aia, Lidia. A până la Basilica, la Coana Basilica, că a făcut cârnați. Hai, mă, măiță, hai să mergem la Coana Basilica. Eu când auzeam de cârnați, de aia a făcut proaspeți, muream. Eu... Cârnoțar, te pup viața mea. Eu un bucat de mămăligă așa și pui o bucat de brânză la mijloc și o mingiuță așa și pui un muie smântână la aia zic. Și m-am dus la femeia asta, mă, cață și gura ta, bă, a prăjit cârnatul ăla, bă, tu și cât de frumos mirosea cârnatul când îl prăjea și îi prinde crusta aia ăla, prinde o crustă așa frumoasă ăla care e făcut de casă. Pune ea, maică, să mănânci, 6 cârnați de aia mi-a pus, uite așa, uite așa venea cârnații, și că era săbii de-alea al lui Saladin. Și acum am pus să mănânc, zic, să sărăcească un pic, doamnă, că cam mă frige așa. Dați și un pic de muștar. M-a luat de borcan la muștar cu lingura. Să moară familia mea dacă te vin cu toporul odată în lingură ca să cadă muștar. N-aveai, tată, ești ne. Dacă îl puneam ăla, ce poxipol, mă, să moară familia mea. Păi, dacă cădea cu pulul la tang, dăteai cu muștar de la punjur și puneai cu pulul la tang și lipea cu pulul la tang. N-aveai, tată, nicio șansă cu muștarul. Avea 25 de primă, 35 de primă, 25 de... N-aveai nicio treabă cu muștarul ăla, să moară familia mea. N-aveai, mă, n-aveai. Vezi articolul ăsta, dăteai cu muștar de la pe tine, trăgeai cu pistoare, nu trăgea pe tine. În fin. Și ce să mănânc cârnați de ea? Și eu când muș de mine, măcar nu am așa. Am mușcat la jumătate în gură sau cât să mănânc, că am făcut ditro de ăla. Acum am mâncat o friptură de porc cu mămăligă și varză murat. Mi-a rupt pe Tibele și Cornel. Am văzut la aștia odată gătea, m-au nerocit că la aștia, la Tibele și Cornel, mă uitam când mănânc. Și făcuse friptură cu pietre așa, după râu, după... Am făcut și eu măcava și pula voastră cu BCA am făcut, abia nu mai țărână în gură, hai mai contează asta. Așa am fi. Și muși din cârnatul ăla, mușc. Băi, nene, bă, să moară măicuța mea dacă te mint. Când am mușcat în cârnat, băi, de să moară mama de mea a venit, deci am văzut gazul ăla verde, că a desenat animat. Băi, mi-a venit gaz, așa, ai văzut cum vezi desenele animatele, nedic, când îi mirosea ciorapii, cum se vedea gazul așa verde. Mi-a venit mirosul dafnă ăla așa direct în nas, direct așa mi-a intrat direct să moară, am făcut ochii așa. Băi, căcat, bă, mirosea căcat. Bă, și mâncai și avea gust de căcat și mirosea căcat. Nu spălase bine mațile alea. Mațile alea avea căcat de la de porc. Bă, lăcrima, mă, să moară familia mea dacă mă întreba, bă, e bun, îmi place, e bun. Ce să zic, eu sunt așa de rușinos, nu zic, bă, domnule, nu-mi place. Bă, când curgeau lacrimile să moară măicuța mea, dacă uite așa îmi curgea și roie lacrimile pe față, era mut tot și îmi curgea. Mai mănâncă, mai că zic, da, asta că nu mai m-am săturat. Mănâncă, mă, ce să mănânc, mă?
Moară familia mea că cadă por direct în curgea lacrimile, să moară tata dacă te dacă se poate așa ceva. Băi, am trăit în viața mea ce am trăit, tortură de la CIA să moară tata mea, să mănâncă cârnați cu căcat. Nici CIA-ul să moară tata dacă te prinde, nu te torturează ea să-ți dea cârnați cu căcat. CIA-ul dacă te prinde să-ți dea, zi bă, cu cine ai fost fătuți morții, bă, dacă ai cârnat-o la baba aia, la teroriști aia, faci, bă, spun tot, fătuți morții, bă, spun cine a făcut bomba, spun tot, ia cârnat ăsta cu căcat, fătuți morți. N-ai, bă, cum, bă, mor, bă, mor, bă, să moară familia mea dacă te... Mor, mă, mori. Mori, mă, mori, vomiți, mă, să mă arăta dacă îi dătai la Optimus Prime, care Optimus Prime nu e ființă robot, cu cârnatul ăla pe ăla, cădea Optimus, pe parte cădea Optimus Prime. Cârnați cu căcat direct să moară mama dacă vă mine. Căcat. Așa e mă la țară, ce vrei, mai dai și dădește. Era o babă, făcea scovergiri. M-am zis, tot așa cu mama, așa, uite cum stătea baba, uite așa picior peste picior și la scovergiri, avea genunchiul pe sufletul lui tata, a zis, durile alea așa, dacă n-avea pământ, din al doilea război mondial avea în genunchi. Bă, să moară măicuță mea dacă te mint, dacă lua pământul ăla și îl ducea la laborator, la chimiști acolo, la aia, la fizicien, să bage acolo, să vadă, avea pământul ăla după genunchi, era după vremea dinozaurilor, mâncava și pe la voastră. A avut dinozaur pe ureche pământul ăla. Bă, dacă vedeai, murei. Păi, durile așa. Și lua scoverga aia și făcea, uite așa cu ea. A, ce poftă, dă scoverga, pe asta le fac cu brânză, maică. Mărcați voi, vă e poft? Uite așa făcea și sumeca, uite așa, scovarga pe genunchi. Uite așa, mâncam afci, brânz cu brânză, am știut brânză de aia de capră, de la tușa, taica tușa, marinela. Și făcea, uite așa, le umplu cu brânză și le mâncăm așa. Zila asta tătică că nu e problemă. Mai vine mână mâncarea de la câinii de dă, nu vreau să știți ce mâncare mânca câinile meu de la țară, ci dătea mama aia, mâncați și pula ta. Deci, mânca mama aia mâncare. Mai mânca cineva mâncarea odată, o dătea la găini, la porci și după aia o dătea la câini. Ca să-și pula ta, nu există o câine, ăia de creștea oia pe timpuri, de creștea, creștea mama aia, bă, săraci să moară măicuța mea dacă te minte aia. Bă, le pupa Sfântul Petru răbuța când ajungea să moară măicuța mea. Dacă... Bă, că o dăm în de-astea. De când ajungea în rai, venea Sfântul Petru și le pupa răbuța la câine să moară. Bă, pe ce ai trecut, bă, tata, bă, să moară aia, numai tu știi. Venea câinii să moară țopăia la porții lui Sfântul Petru și lua direct. Direct la lăbuță la câine, mi-a spus, băi, tată, până ce ai putut să treci, băi, tată, n-avei, măi, ce ai, ești nebun? Pe sufletul lui tata, dacă vomit să moară măicuța mea, dacă... Până trecea câine aia, ești, mergeau cu oasele pe-n burtă, ești nebun, ieșite, uite așa câini. Eu mai le mai dătea, mai cumpăra, mai alea, mai nu știu ce. Numai câinii știe cât a tras. Așa era la țară, să ținea în lan, să ținea în alea.